aflați în sediul partidului. Un partid, v-am spus, poate cel mai proaspăt. Mai au apărut după noi câteva, dar au fost la convenția noastră anuală. Un partid care a venit cu soluții de dinainte să ajungem în această criză. Cum ne putem redresa? În care am propus o reformă administrativă, pentru că dacă stânga înțelegea discursul și demersul lui Victor Ponta, ar fi pornit la acest demers. Adică să reducem numărul de județe de la 41 la undeva la 15 județe. Să respectăm voința poporului și să avem 300 de parlamentari, nu 455. Acolo sunt bani. Să reducem autoritățile, agențiile guvernamentale de la peste 250 la 50. Acolo iarăși sunt banii care ar trebui să meargă în alte direcții, pentru că noi nu dăm bani pentru alocații, dar dăm bani pentru alte prostii, ca să le zic așa. Nu putem să nu luăm măsuri în acest, al 12-lea ceas. Și aștept, v-am spus, noi facem și venim cu propuneri concrete. La nivel de județ Dâmbovița avem peste 4.000 de membri, ca să știți de la mine. Am depășit cifra de 4.000 cu adeziuni și oameni care își pun speranța în demersul nostru. Suntem la peste 70 de localități în care avem liste complete pentru consiliile locale și urmează ca până la depunerea și demararea campaniei să completăm liste de consilieri și de candidați în toate localitățile. Probabil o să mă întrebați de politica de alianțe pe care o faceți sau strategia politică, vă las pe noi să mă întrebați. Ce vreau să vă spun este că eu consider, și fără să vă consider ca un subiectivism maxim, că la momentul acesta Victor Ponta este unul dintre cei mai responsabili oameni și care știu ce ar avea de făcut într-un guvern. Că nu mai putem să punem un guvern politic acum. Nu mai suntem în situația în care să punem un guvern politic, dar într-un guvern de oameni tehnocrat, de oameni care știu și au fost verificați în politică, eu cred că Victor Ponta are un cuvânt greu de spus și trebuie să ne adunăm pentru această țară. Sunt, mă știți cu toții, sunt un tip care trăiesc aceste momente, sunt afectat. Și nu vreau ca această dezamăgire să continue, pentru că dacă nu ne trezim acum, s-ar putea să fie prea târziu. România s-ar putea să nu fie numai în două împărțită datorită acestei instabilități. Statul român la acest moment este în cea mai delicată și cea mai dificilă poziție de după 1989. S-ar putea să fim în trei și atunci ar fi adevărata tragedie. Pentru că lucrurile astea, slăbirea statului are un scop. Și dacă nu ne trezim la timp, s-ar putea să regretăm cu toții. Și să ne dăm seama că avem un singur loc, cum spunea Maestatea sa Regele Mihai, țara asta nu este a noastră, este luată cu împrumut de la viitorul copiilor noștri, de la copiii noștri. Este luată cu împrumut și trebuie să o gestionăm. Dacă nu suntem în măsură să gestionăm, sau cei care nu sunt, să se retragă. Cât mai util. Vă mulțumesc și așteptăm întrebări.